Salutare la toată lumea. Vreau să spun că sunt unii oameni pentru care tu ești nebun, cum s-a zis. Din ce cauză ești crezut nebun? Din cauza că ești un om cu judecată, ești un om care știi ce spui, ești un om hotărât pe tine și pentru asta tu ești crezut nebun. Și tu, dacă ești un om care nu-ți pasă de nicio părere, tu știi ce faci, ai încredere în tine și în Dumnezeu și nu-ți pasă ție de nimic de ce spune lumea. Un om înțelept oricând va fi crezut nebun, de ce e nebun. Și înțelept, de ce e înțelept. El este crezut nebun pentru că ceea ce știe că e bine, face, ceea ce are de spus, spune, și nu-l interesează de nicio părere rea a lumii. Pe el nu-l interesează judecata lumii, pentru că el însăși este judecătorul lui și el judecă singur ce e bine și ce este rău. Pe el nu-l interesează ce zice lumea, pentru că el știe ce face. Un om înțelept ascultă toate sfaturile de la oricine și ia din tot ce i s-a spus ceea ce este bun. Chiar așa cum spune și Biblia. Cercetați toate lucrurile și luați din ele ce este bun. Și eu sunt crezut nebun de unii oameni, mai ales din satul meu, din cauza că compun melodii și le postez pe internet, în care spun doar adevărul, sau filmez niște videoclipuri în care discut unele subiecte, spun părerea mea despre viață, despre lume, cum văd eu lumea, cum văd viața. Și pentru ei asta este o nebuneală. Din ce cauză? Din cauza că fac ceea ce nu face nimeni în aceste locuri. Și pentru că ei sunt influențați de ceea ce face lumea, dacă eu sunt singurul care fac așa ceva, pentru ei, în ochii lor, în ochii acelor oameni, sunt văzut nebun. Asta nu înseamnă că îi cred pe acești oameni niște oameni răi, dacă mă crede pe mine nebun. Nu. Îi cred doar niște oameni care nu înțeleg unele lucruri. Și pentru asta fac nebun pe altul. Și în Biblie se spune, de ce vrei să scoți paiul din ochiul fratelui tău, dar nu te uiți la bârna care este în ochiul tău? Vreau să spun că nebun sau înțelept vei fi crezut de toată lumea de pretutindeni, prin ceea ce spui și prin ceea ce faci. Oriunde în această lume vei fi crezut sau nebun sau înțelept. Vor fi oameni care te vor crede nebun și oameni care te vor crede înțelept, om normal. Niciodată să nu te aștepți ca prin ceea ce faci sau prin ceea ce spui să fii apreciat de toată lumea. Oricând vor exista oameni care te vor trage în jos și vor spune nu ești bun de nimic, ești un nebun, nu poți face nimic, tu nu ești sănătos la minte. Și oricând vor exista oameni care te vor iubi, care te vor respecta, care te vor încuraja, chiar dacă n-ar fi de acord cu tot ceea ce faci tu și ceea ce spui tu. Ei își vor spune părerea despre tine cu respect și cu dragoste. Nu te vor jigni, nu te vor face nebun. Tu nu ești bine cu capul, mă, du-te, mă, nu te ești sinucide sau din astea. Nu vor zice din astea între tine. E chiar dacă n-ar fi de acord, își vor spune părerea despre tine cu respect și cu dragoste. De asta vă spun să nu vă descurajați dacă veți fi făcut nebun de cineva sau... Pentru că însăși Iisus Hristos a fost făcut nebun. Iisus Hristos pentru unii oameni a fost înțelept și pentru unii a fost nebun. Apoi dacă Cel care este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a fost făcut nebun. Apoi eu să mă supăr că sunt făcut nebun. Eu care sunt un abur,
care astăzi este și mâine nu-i, să mă supăr, mă bucur. Și Iisus Hristos a zis, bucurați-vă când veți fi făcuți nebuni sau bajocuriți pentru lucrurile bune care le faci. La revedere și numai bine! Dumnezeu cu voi!